Un incendiu de proporții a izbucnit duminică după amiază pe DN21 la ieșirea din municipiul Călăraș în dreptul unui magazin de bricolaj. Incidentul, care a început în jurul orei 16, a cuprins mai multe hectare de teren cu vegetație. La fața locului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Călăraș a mobilizat două auto speciale de intervenție dotată cu apă și spumă pentru a stinge flăcările care se răspândeau rapid. În același timp, polițiștii au oprit circulația rutieră pe DN21 pentru a permite autospecialelor de intervenție să acționeze eficient și pentru a asigura zona. Misiunea pompierilor a fost una dinamică, aceștia luptându-se contra cronometru pentru a limita pagubele și pentru a împiedica extinderea focului către zonele locuite. Din fericire, nu au fost raportate victime.